Sâmbătă, în piața 1 decembrie din municipiul Sighetu Marmației, va avea loc raliul de îndemânare, activitate care face parte din manifestările prilejuite de împlinirea a 10 ani de la desfășurarea în județul Maramureș a raliului Dakar Series și a 50 de ani de la prima competiție automobilistică din Maramureș. Duminică, între orele 9 și 13, parohia ortodoxă română Sfântul Andrei din Sighetu Marmației organizează sfințirea și hramul Bisericii Pogorârea Sfântului Duh. Tot duminică, începând cu ora 17, la sala sporturilor la Scârpană din Baia Mare, se va desfășura meciul de handbal masculin dintre echipele Minaur și Politehnica Timișoara din cadrul Ligii Zimbrilor. Jandarmii maramureșeni vor asigura ordinea și siguranța publică la aceste manifestări prin măsuri specifice pentru ca acestea să se desfășoare în condiții optime. În vederea evitării situațiilor neplăcute, Jandarmeria Maramureș le reamintește participanților la evenimente să nu se implice în incidente, să acorde o atenție deosebită bunurilor personale, să evite pe cât posibil să aibă la vedere obiecte de valoare care pot atrage atenția, deoarece astfel de evenimente reprezintă momente prielnice pentru infractori. De asemenea, jandarmii sfătuiesc pe cei care vor participa la evenimente însoțiți de copii să nu-i scape din ochi, deoarece aceștia se pot pierde cu ușurință prin mulțime.